Începe digitalizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mehedinți. 11.000 de contoare inteligente cu citire la distanță vor fi montate în județul nostru. Având în vedere că citirea se face în mod electronic, se înlătură pe cât posibil eroarea umană în procesul de citire-facturare. O informație extrem de importantă pentru cetățeni se referă la faptul că schimbarea apometrelor se face gratuit. Bateria este garantată până în 2039. Deci, efectiv, în acest moment, cu aceste contoare, nici nu trebuie să mai vină la fața locului cel care se ocupă în acest moment. Se citește de la distanță, trimitem omului, cetățeanului, trimitem factura exact. Da. Și dacă vreunul dintre ei contestă, nu știu, cantitatea, are posibilitatea noastră, veniți, îl verificați. Îl verificăm. Aceste contori au mai multe funcții. Una dintre ele este că ține minte absolut tot consumul pe tot parcursul duratei de viață. Derulării contractului, da? În plus, are niște alarme. Dacă cumva în bloc este o spărtură, o să apară pe factură, curgere continuă, noi venim, sunăm, vorbim. Pentru că și vă dă dumneavoastră în timp real alarmă? În momentul în care citim, atunci se transmit acest cod info. Foarte important, nu înregistrează aer, doar cantitatea de apă. Aici e și o parte de corectitudine a noastră, că trebuie să fim și corecți cu clienții noștri. Plus, e foarte greu de fraudat. Digitalizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mehedinți reprezintă un proiect de aproximativ 2 milioane de euro, care va aduce numeroase beneficii pentru cetățeni. Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin Marius Creciu a schimbat în totalitate fața orașului nostru, acesta fiind tot mai aproape de epoca digitalizării serviciilor. Da, e un proiect interesant, dar în același timp extrem de benefic atât pentru cetățeni cât și pentru societatea SECOM, al cărui acționar principal e primăria Drobeta Turnu Severin. Montăm contoare inteligente în tot orașul. Sunt două proiecte, unul de 11.000 de contoare, din care 8.600 în Severin, restul în județ, dar mai avem încă un proiect de 6.000 de contoare, deci ar trebui ca în 2 ani, maxim 3, să acoperim întreg orașul cu aceste contoare inteligente. Ce fac aceste contoare? În primul rând, ne ajută pe noi să citim fără să mai trimitem oamenii să desfacă aceste cămine, să bată la poartă la cetățeni, să le permită să intre în aceste cămine. Să citește totul de la distanță. Așa cum vă spunea și domnul director, 30-40 de metri departe de cămin este un aparat, se citește exact consumul, nu mai deranjăm pe nimeni. Un al doilea lucru important, aceste contoare inteligente au un istoric, adică dacă un cetățean, cineva este nemulțumit de ceea ce înseamnă consumul de apă, se poate citi acest contoar și atunci se vede exact în ce dată s-a consumat mai mult. Dacă a fost vreo spărtură, el dă și alarmă în momentul în care se citește, spune că e un consum mai mare decât cel normal, ori este vreo spărtură pe undeva, vreo pierdere. Lucruri extrem de importante atât pentru oamenii care sunt nemulțumiți, dar și pentru SECOM, pentru că se poate interveni rapid, fără să mai așteptăm să mai apară pe undeva vreo spărtură. Important este că sunt extrem, extrem de sigure și nu există aproape nicio formă ca ele să poată fi modificate, să poată fi date înapoi, să poată fi efectiv să cineva care încearcă să fure nu are cum să măsluiască aceste contoare. Proiectul presupune achiziția 11.000 de contoare inteligente cu citire la distanță, a softului dedicat și achiziția de echipamente pentru măsurarea debitelor și a presiunii. Avem un program de un proiect european de schimbare a apometrilor mecanici cu apometrii electronici, un proiect de aproximativ 2 milioane de euro cu cofinanțare din partea OATENS, Peță, municipiul Drobeta Turnu Severin, și încercăm să montăm niște contoare inteligente care aduc multe beneficii și nouă ca și operator, cât și consumatorilor noștri. Deci, în primul rând, aceste contoare nu înregistrează aer, deci nu o să mai fie problema că s-a oprit apa, nu s-a oprit, a mers înapoi, nu merg înapoi, plus au foarte, foarte mulți senzori
pentru a elimina partea asta de fraudare, furturi și alte modalități. Un lucru foarte important pentru cetățeni, ce înseamnă schimbarea acestor contoare se face gratuit. Principalele caracteristici ale noilor apometre. Măsurarea debitelor se face cu senzori ultrasonici, astfel la o precizie foarte mare. Aceste apometre nu înregistrează aerul din rețea, doar cantitatea de apă. Citirea se face de la distanță și nu mai presupune ca proprietarul să fie la domiciliu. Aparatele păstrează în memorie istoricul privind consumul în cazul în care utilizatorul solicită verificare metrologică. Transmit coduri info în cazul în care se intervine asupra aparatului de măsură. Acesta este aparatul de citire care e conectat la o aplicație, un telefon, o tabletă, orice. Este conectat, tot cu asta se și montează, cu asta se citește. Trebuie să fie undeva la 30-40 de metri de apometru. Da, adică tot în zonă trebuie tot să în fie, zonă, tot în doar zonă. Că nu mai desface nu mai capat, deschide... nu mai... Aici... și la case... nu intră înăuntru la o casă nu, de la poartă, nu, da? Nu mai intră înăuntru. Nu mai bate la poartă, nu mai strigă la... Da, nu, dacă nu-l găsește, da. Nu-l sunt găsește. Capace grele, sunt și pentru plus că noi poate oamenii nu sunt tot timpul acasă. Nu sunt acasă, aici deci e o mare va primi, cetățeanul va primi factura... Cu indexul înregistrat, nu mai există posibilitatea erorii umane. Având în vedere că citirea se face în mod electronic, se înlătură pe cât posibil eroarea umană în procesul de citire-facturare. Vor fi înlocuite apometrele de la scările de bloc, dar și pe cele ale oamenilor care locuiesc la case. Până acum au fost schimbate câteva sute de apometre în tot municipiul. Procesul de înlocuire este unul de durată și presupune inclusiv înlocuirea pieselor uzate din căminele de apometru. Totodată, pe lângă cele 11.000 de apometre cuprinse în acest proiect, mai sunt 6.000 de apometre care se vor înlocui prin alt proiect, cel de extindere și reabilitare a rețelelor de apă și canal. Proiect ce se află în implementare pe raza municipiului Drobeta-Turnu Severin.